Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Sunt o mulțime de cetățeni români încă blocați în Israel care încearcă să ajungă acasă. Mulți au revenit cu avioane Tarom sau ale unor companii private, alții s-au descurcat, au avut trasee mai complicate. Îmi scria un amic acum că el a venit în România, s-a întors în România, de fapt plecând din Iordania, ajungând la Budapesta și după aia luând un microbus. Bun, oamenii au plătit pentru aceste zboruri. Nu știm cât au dat pentru companiile, pentru biletele vândute de companiile private, dar Tarom a făcut un preț fix, 350 de euro de persoană, preț care ar acoperi doar cheltuielile de operare. Totuși, asta a creat unele nemulțumiri din partea cetățenilor, care s-ar fi așteptat, poate, ca statul să acopere cheltuielile de repatriere, așa cum a făcut-o în alte cazuri de urgență. De fapt, practic de fiecare dată când a fost, s-a izbucnit undeva un război sau în Libia, cred că a fost ultima dată o evacuare de asta masivă. Statul a recuperat oamenii, a luat oamenii de acolo, cetățenii români, a făcut operațiuni speciale, dar este adevărat, atunci nu a fost vorba de atât de mulți cetățeni, de ordinul miilor. Adică până acum s-au repatriat vreo 1700 de români, înțeleg, deci mulți. Criticile au apărut. Răspunzând acestor critici, premierul Marcel Ciolacu a declarat ieri că nu putem transforma România în Crucea Roșie. Adică, cu alte cuvinte, România nu face... Astea nu sunt opere de binefacere. Practic, ce spune domnul Ciolacu a fost că în caz de urgență sunteți pe cont propriu. România nu se bagă pentru că costă. Asta este mesajul premierului României. Aș vrea să vorbim despre asta în această dimineață. Mai întâi, vă propun să ascultăm declarația premierului. Nu există zboruri umanitare. Nu putem transforma România și companiile românești în Crucea Roșie. Da? În funcție de cei care s-au deplasat și au fost repatriați, în funcție de veniturile lor, statul român la anumite persoane vulnerabile în ceea ce privește veniturile, va înapoia bani. Mai mult, am văzut un preț fix la Tarom de 350 de euro. Le mulțumesc celor de la Tarom pentru decizie, fiindcă ei, de fapt, prin acest preț și-au acoperit doar costurile propriu-zise. Da. Premierul Marcel Ciolacu ieri. Așadar, statul român nu e Crucea Roșie. Cetățenii români aflați în situație de pericol trebuie să-și plătească singur evacuarea. Apasă butonul. A spus că da. A spus că cu acest preț de 350 de euro și-au acoperit doar costurile. Da. Adică și nu fac profit. Când sunt în mod obișnuit, în general, bilete pe la 100-150 de euro pe segment pentru un zbor de ăsta, hai 200, înseamnă că merg în pierdere? Nu știu, nu-mi dau seama, poate că au costuri mai mari acum. Dacă le iei mai din timp, adică 350 mi se pare pentru un segment, adică doar un drum dus, nu dus întors. Păi... mi se pare destul de mult. Mă rog, avionul trebuie să ducă acolo. Intrăm în altă discuție. Despre costuri. Nu știu cum se formează costurile. Nu ai dreptate, dar am luat în calcul. Privința asta, biletele de avion s-au scumpit foarte mult, habar n-am, nu știu care sunt costurile. Ideea este importantă de reținut, ce anume, premierul spune, vă plătiți repatrierea. Nu e treaba statului român să vă aducă înapoi acasă la cerere gratis. Ok, e și asta un punct de vedere. Cât despre compensarea costurilor pentru persoanele vulnerabile, așa cum spune premierul, spune că o să le dăm bani, o să le dăm bani înapoi celor care sunt sărmani, săraci, care nu își pot permite. Nu dau seama cum o să facă asta, cam ce formularistică va presupune, cam cum, pe unde o să trăiască să... Deci cred că e o declarație făcută așa să fie. Poate mă înșel, sper să mă înșel. Nu cred că sunt săraci în Israel, îmi cer scuze. Nu, poate sunt pelerini. E vorba de asta, dar sunt pelerini. Da, okay, au fost cei principali. Sunt cazuri de cetățeni care și-au permis și-au plecat instant de acolo. Ana Baniciu a plecat de acolo, Dan Badea, mă refer la persoane cunoscute. Da. Și mulți alții au plecat de acolo instant, imediat ce au găsit un loc într-un avion. Perfect și bravo lor. La mie mi se pare că sunt acolo oameni în stare de război, care nu cunosc ce înseamnă război. Noi nu suntem obișnuiți cu genul ăsta. Adică, dincolo, poate sunt cetățeni în părți ale lumii care sunt obișnuiți cu o stare de genul ăsta. Dar eu, dacă aș fi fost acolo, eu aș fi... aș fi intrat în panică instant. Uh-huh. Și primul gând la care m-aș fi gândit ar fi fost ambasada României. Sub orice... adică acolo m-aș fi dus direct, fără nicio îndoială, să solicit ajutor. Iar dacă aș fi ajuns acolo... și mi s-ar fi spus chestia asta, nu suntem Crucea Roșie, sunteți pe cont propriu,
n-aș fi înțeles sub nicio formă mesajul. Înțeleg că ambasada României, Ministerul de Externe, face eforturi ca să te ajute să-ți găsești un loc undeva. Sunt agenție de turism, cumva. Da, acționează, încearcă să acționeze ca agenție de turism. Altfel, aș vrea să vă spun, pentru comparație, ce a făcut statul polonez pentru cetățenii polonezi care au cerut repatrierea de urgență din Israel. Și iau exemplul Poloniei pentru că am văzut comentarii pe Twitter de la media internațională spunând că polonezii au acționat perfect din punctul ăsta de vedere. Nu sunt singurii care au organizat repatriere pentru cetățenilor, dar Polonia a făcut așa. Varșovia a trimis la Tel Aviv un Boeing 737, proprietatea statului polonez, deci un avion guvernamental, ceea ce România nu are, și două avioane militare de transport, Hercules C-130, ceea ce România are, 6 la număr. Și polonezii au făcut curse non-stop pentru a repatria cât mai mulți cetățeni. Sunt mai mulți polonezi acolo decât români. Știm că câți cetățeni români erau acolo? Nu știu, știu că au fost repatriați aproximativ 1700 până acum, polonezi mai mulți. Uite, am făcut eu un calcul în dimineața asta. Din șpaga aia de la Vaslui ar fi putut fi repatriați 714 cetățeni la prețul de 350 de euro bucată. Da. Știi, acum, 20 păgi. Uite, dacă vreți să fiu, să am un comentariu răutăcios, îmi asum că sunt răutăcios. Dar mă întreb, oare statul român este crucea roșie pentru președintele României când acesta își închiriază un Boeing 737 ca să plece în vacanță? Bravo. În America de Sud, unde s-a întâlnit cu viceprimarul din Rio? Adică, da, viceprimarul a fost bună. Da, acolo nu avem probleme de astea de cost. Nu ne întrebăm, totuși, banii sunt oare bine folosiți? Costul ăla fiind secretizat printr-o hotărâre care este la rândul ei secretizată. Uh-huh. Adică, dar, ok, sunt răutăcios. Bun, Ministerul Polonez de Externe a deschis și o linie telefonică specială pentru cetățenii care vor informații sau au nevoie de sprijin. Nu știu dacă există o linie telefonică specială pentru cetățenii români care vor de la MAE sprijin. Dacă deschizi site-ul MAE, descoperi o poză cu doamna ministru. Trebuie să sunt detalii, nici nu mai contează. Premierul României a spus că nu-și aduce cetățenii în țară. Ok, haideți. 0372069599 este numărul nostru de telefon. Dacă vreți, pot să încerc să fiu și avocatul diavolului. Până la urmă, nu te-a trimis nimeni într-o anumită zonă și trebuie să te gândești și tu. Ai să plecat ai în concediu, nu te-ai fi gândit niciodată că poți să se poate întâmpla asta. Așa cum ți-ai plătit vacanța la dus, poți să-ți plătești vacanța și la întors. Te duceai acolo pentru tot restul vieții? Nu, te duceai într-o excursie. Plătește și întoarcerea, dacă, nu? Ești cu 3 zile înainte de... Ți s-au terminat banii, nu aveai în calcul, luat în calcul chestia asta. Nu știu, sunt o mulțime de situații. Fii prevăzător, ia-ți mai mulți bani la tine? Sunt oameni care sunt la lucru acolo, poate au diverse joburi, dar nu aveau suficient. Că uite, ne scrie cineva că are niște prieteni care au venit ieri prin Aman și a costat 4.000 de euro de persoană. Ori la banii ăștia, că sigur că au devenit prohibitive prețurile. Ne întoarcem imediat cu telefoanele voastre. Observă cineva foarte corect că atunci când Blue era dat faliment anul trecut, chiar anul trecut, în perioada asta mai spre toamnă, au rămas pe aeroport și au oprit deodată 10 de zboruri din toată Europa. Au fost aduși cu tarom. Da, au fost aduși cu tarom pe cheltuiala statului român și au fost peste 1.000 de români repatriați. Așa, erau oameni uitați pe aeroport. Și nu era stare de război. Da. Alexandru, bună dimineața. Bună dimineața, Alexandru. Bună dimineața. Te rog. Nu știu, am stat cu repatrierea și cu banii luați. Mi se pare cea mai mare prostie, dar în fine, suntem în România doar. Uh-huh. Aș vrea să le spun oamenilor să se gândească de două ori când nu merg la vot și pe cine trebuie să voteze. Că se pare că ultimii care sunt acum la putere nu vor decât să ne jăcmănească, pur și simplu. Cam asta e părerea mea. Mulțumesc foarte mult. Am vorbit noi mult, avem puține minute, încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Sebastian, bună dimineața. Bună dimineața, Sebastian. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, Europa FM. Știți care este problema? Eu sunt aici de ceva timp, de 26 de ani. Unde? Și... Unde ești, în Israel? În Tel Aviv. Și am văzut multe perioade de-astea de luptă și de războaie. În ziua de astăzi, ce se întâmplă acum e un pic mai diferit, pentru că și atmosfera, uite, de o săptămână nimeni nu lucrează, în fiecare zi zici că e sâmbătă. Am încercat să-mi trimit fata în România și n-am reușit să găsesc un bilet de avion. Și știi ce e cel mai nasol? Că întotdeauna cauți un bilet, vrei să ajungi undeva și îți dă este iar ceva interesant, că dacă vrei să ajungi, te trimite cu 2-3 stopuri pe undeva și dacă vreau să ajung acum în altă parte, mă trimite în România sau mă trimite în Turcia ca să ajung în România.
Și e foarte tâmpită chestia asta, dar în sfârșit, dar nu găsești bilet. Vrei să comanzi, nu-l găsești de acum pe mâine sau pe poimine, te duce cu două săptămâni înainte. Da, evident că e o cerere foarte mare și sunt prețuri mari. Și prețul nu este 350 de euro, cum a spus One Way, cu toate că de obicei, în zi de pace, prețurile astea de 350 de euro, în general, le găsești dus întors. Așa deci este o hoție și știu și oameni care au plătit și 800 de euro pe un singur dus. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Simplu, ai grijă ce faci acolo. Florentina, bună dimineața. Bună, Florentina, te rog. Bună dimineața. Consider că cei care au plecat acolo în excursie sau au bani puși deoparte. Nu cred că cineva care pleacă în excursie pleacă cu bani fix. Repatrierea, hai să spunem, pentru cei care poate locuiesc acolo, poate acum nu mai au casă, nu mai au bani, poate într-adevăr, pentru cei care chiar au nevoie, da, dar pentru cei care merg să se plimbe, nu sunt de acord. Adică cei care erau în excursie acolo și care acum vor să se întoarcă mai repede pentru că a izbucnit războiul, să-și plătească biletele. Asta înțeleg, da? Exact. Odată ce te duci în excursie, înseamnă că-ți permiți. Ok, mulțumesc pentru intervenție. Bine, Florentina. Sebastian, bună dimineața. Bună, Sebastian. Sebastian, ești în direct, te rog. Bună dimineața, dragilor. Da, nu sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea, deoarece și cei care pleacă în excursie, de exemplu, poate le-a fost bombardat hotelul unde au stat, n-au apucat să-și ia lucrurile, mă rog, sau etc. Ce vreau să spun referitor la ce a spus domnul Ciolacu, nu mi se pare o chestie foarte wow, pentru că au mai spus și ei predecesorii lui înainte, astfel de bombe, mi se pare o chestie așa, adică bine că salvăm pe toată lumea, dar pe ai tăi când e vorba nu prea îi salvezi. Putea gestiona, putea să spună, domnule, nu sunt fonduri suficiente sau încercăm să vedem să facem, nu că Crucea Roșie nu este România sau, mă rog, nu, Crucea Roșie este și România, pentru că pompierii noștri, de exemplu, au fost în Grecia, au fost în multe locuri unde chiar a fost nevoie de ei și am ajutat pe toată lumea, de asta zic. Adică, nu știu, să faci așa o comparație, mi se pare un pic ofensatorie, ca să spun așa. Mulțumim, Sebastian. Un minut. Marian, bună dimineața. Bună, Marian. Salut, băieți. Te ascultăm, Marian. Bună dimineața. Mi-aduc aminte anul trecut cum ambasadorul Israelului și ambasadorul Indiei era la vamă la Siret și avea grijă de cetățenii lor ca să aibă mâncare, să aibă transport și să facă repatrierea spre țările lor, da, când a început războiul din Ucraina. Da. Să nu uităm că articolul 16 din Constituție spune că toți suntem egali. Așa cum spuneai tu, Vlad, mai devreme, de domnul președinte, ar trebui să avem grijă de cetățenii noștri și, cum spunea și Alex în primul vorbitor, să mergem la vot și să fim atenți la ce votăm. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții și pentru comentarii, indiferent ce opinie aveți, opinia voastră, opinia fiecare dintre voi este importantă. Eu, sincer să fiu, am fost surprins. Cred că statul român are o datorie față de cetățenii săi în situații de urgență. Și poate că domnul Ciolacu trebuia să se gândească de două ori înainte să spună ce a spus. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.